Orchestrare pentru coerență Dacă definim mintea drept creere în acțiune sau activitatea creierului, atunci când prelucrează diferite fluxuri de conștiință, deducem în mod firesc că meditația produce stări mentale mai sincronizate și mai coerente. Pe de altă parte, atunci când creierul este stresat, activitatea sa electrică se amână cu o întreagă orchestră de instrumente muzicale care cântă anapoda. Mintea nu va ține ritmul, va fi în dezacord și va cânta fals. Sarcina dumneavoastră este să interpretați o capodoperă. Dacă mai continuați cu această orchestră alcătuită din instrumentiști indisciplinați, Egocentrici și aroganți, convinși fiecare în parte că numai instrumentul său trebuie auzit, mai presus de toate celelalte, trebuie să insistați să cânte împreună sub bagheta dumneavoastră. În acest fel va veni momentul în care vi se vor supune recunoscându-vă rolul de dirijor și sfârșind prin a interpreta ca o echipă. Aceasta este clipa în care undele cerebrale devin mai sincronizate trecând de la beta la alfa și teta. Circuitele mai izolate încep să comunice organizat și să alcătuiască o minte mai coerentă. Starea de conștiență nu vă mai este caracterizată de o gândire îngustă, supraaglomerată, obsesivă, compartimentată în regim de supraviețuire și trece la o gândire mai deschisă, relaxată, holistică, prezentă, disciplinată, creativă și simplă. Aceasta este starea naturală de a fi conform cărea ar trebui să trăim. Vă invit să aruncați o privire la coerență sau sincronicitate, starea în care creierul funcționează în armonie. Diferența dintre undele cerebrale coerente și cele incoerente. În prima figură, creierul este în echilibru și cu un grad înalt de integrare. Există multiple zone diferite sincronizate care formează o comunitate mai ordonată, holistică, de rețele neurologice care funcționează conjugat. În cea de-a doua imagine, creierul este dezordonat și dezechilibrat. Multele și diferitele compartimente nu mai lucrează în echipă, iar creierul este scindat și bonlav. Creierul coerent pregătește scena pentru vindecare. Acest semnal ordonat nou, sincronizat, transmis corpului dinspre creier, organizează toate diversele sisteme în homeostază, sistemul cardiovascular, sistemul digestiv, sistemul imunitar și așa mai departe, trecând și acestea în starea de coerență. Pe măsură ce sistemul nervos se recalibrează, întreaga cantitate enormă de energie necesară pentru supraviețuire poate fi folosită acum în scop de creație. Trupul începe să se vindece. Spre exemplu, Jose, participant la o conferință, mi-a povestit una dintre primele sale experiențe de meditație de pe când avea vreo 20 de ani. Pe vremea aceea avea pe mâna stângă 10 negi de mărimea unei măsline care îl făceau să se simtă atât de stingherit că își ținea mai tot timpul mâna ascunsă în buzunar. Într-o zi a primit de la cineva o carte despre meditație în care era instruit să se concentreze pur și simplu asupra respirației și să îngăduie minții să se dilate dincolo de barierile corpului. Într-o seară, înainte de culcare, a hotărât să încerce, în doar câteva clipe, a trecut dintr-o stare de supra-solicitare și contractare într-o stare de mai mare amploare deschisă, concentrată. Pe măsură ce își părăsea personalitatea familiară și se transforma în altceva decât gândurile și sentimentele lui tipice, a trecut de la obișnuitele modele răzlețe de gândire impulsionate de egoul familiar la un simț amplificat al sinelui. În acel moment, ceva s-a schimbat. A doua zi dimineață, când s-a trezit, toți cei zece negi dispăruseră complet. Șocat și uh, debordând de bucurie, s-a uitat prin așternu după ei, dar n-a găsit nimic. Mi-a explicat că nu știa unde dispăruseră. I-am spus că se întorseseră în câmpul cuantic de unde veniseră. Și i-a mai sugerat că inteligența universală care îi menține ordinea în trup, făcuse în mod natural ce face de obicei, creează și mai multă ordine ca să reflecte o minte mai coerentă. În momentul în care mintea sa nouă subiectivă coerentă s-a suprapus peste inteligența superioară obiectivă și coerentă, acea forță superioară din interior i-a produs vindecarea. Toate acestea s-au petrecut pentru că atunci când s-a dat de o parte și s-a transformat în nimeni Nimic și nici când, când a uitat de sine, concentrarea ei s-a deplasat dinspre dezordine susținută spre ordine susținută, dinspre supraviețuire spre creație, dinspre contracție spre expansiune, de la incoerență la coerență. Apoi, conștiința față de limite i-a restabilit ordinea în trup, iar el s-a vindecat. Meditație plus acțiune. Cum a ieșit o femeie din starea cronică de lipsă? Îmi rog deseori participanții la ateliere să-și împărtășească experiențele deosebite de transformări din viață. Monica, o terapeută din Montreal, Quebec, mi-a prezentat recent remarcabila ei experiență. Monica își trăise inconștient cea mai mare parte a vieții de adult într-o stare aproape constantă de lipsă. Fără bani suficienți, fără energie suficientă. Fără îndeajuns de mult timp pentru lucrurile pe care și le dorea. Acum trecea printr-o perioadă deosebit de grea. Ei crescuse considerabil chiria biroului. Nu avea suficient de mult spațiu acasă ca să-și mute biroul acolo, iar ea și soțul ei nu-și permiteau să-și trimită fiul la facultatea pe care și-o dorea. Aveau nevoie de altă mașină de spălat iar criza economică îi forțase pe mai mulți clienți să renunțe la serviciile ei Într-o zi, în timpul meditației pe care o veți deprinde din această carte, în timp ce medita asupra alegerilor pe care le făcuse în viață, Monique și-a dat seama că nu mai putea continua ca de obicei încovăindu se și uh, rezistând cu o mentalitate pseudo-pozitivă de tipul vai de capul meu, dar ferească Dumnezeu de mai rău. A recunoscut că deciziile și soluțiile ei fuseseră întotdeauna luate din perspectiva lipsei, lipsă de timp, de bani și de energie. Memorase această stare de a fi, iar lipsa îi devenise personalitate. Prototip al inerției avea tendința de a lăsa lucrurile în voia sorții. În mod ironic, Monique lucrase cu proprii clienți pentru depășirea exactă a acestor trăsături, și adaptarea unei atitudini mai pronunțat proactive și mai puțin reactive. Cu mare determinare a decis să-și schimbe personalitatea. Gata cu atitudinea plecată în fața vieții care s-o calce în picioare și cu lăsatul lucrurilor să se întâmple de capul lor. În cele ce a urmat Monica a alcătuit un formular care cuprindea cine dorea să devină, cum voia să gândească și cum dorea să se simtă. Și-a imaginat o femeie ale cărei opțiuni erau toate făcute cu multă energie și care dispunea de timp și de bani. Cel mai important lucru dintre toate, țelul ei de a deveni persoana respectivă era la fel de ferm pe cât îi era de precisă viziunea. Știa cine nu mai voia să fie și avea planuri clare în legătură cu felul în care ar fi gândit, s-ar fi comportat și ar fi simțit noul ei sine. Când luăm cu asemenea forță o decizie și avem o intenție clară în legătură cu felul în care va arăta noua noastră realitate, claritatea și coerența gândurilor respective produc emoții corespunzătoare. În consecință, ni se modifică chimismul interior și ni se transformă configurația neurologică, îndepărtăm conexiuni sinaptice vechi și înmugurim altele noi, iar noi ne exprimăm diferit chiar codul genetic. Monic a început să-și trăiască viața din perspectiva cuiva care avea o mulțime de bani, energie din plin și ale cărei nevoi erau pe deplin și în totalitate satisfăcute. Se simțea minunat, Sigur, nu toate problemele cuprinse în registrul ei de griji dispăreau, dar își perfecționa capacitatea de a trei dintr-o perspectivă diferită. La mai multe săptămâni după ce luase această decizie fermă, Monique lucra cu ultimul client din ziua aceea. Femeia respectivă care crescuse în Franța își aducea aminte cum părinții cumpărau un bilet de loterie franceză în fiecare lună, o tradiție pe care acesta o continuase. În drum spre casă, Monica nu s-a mai gândit la loterie și la clienta sa. Nu jucase niciodată gândindu-se că la resursele financiare limitate de care dispunea, un asemenea obicei ar fi de-a dreptul frivol. Obrindu-se la benzinărie pentru alimentare, a zărit în timp ce se îndrepta să plătească un stand pe care stăteau înșirate diferite bilete la loterie. Din impuls, dându-și seama că noua Monic trăia din plin și nu ducea lipsă de nimic, și-a dat o șansă și a cumpărat un bilet. Din momentul în care se oprise la o pizzerie de de prin partea locului ca să cumpere ceva de mâncare pentru cină și până s sise acasă, loteria îi ieșise din minte. Apucând o felie de pizza, a descoperit că prin cutie se scursese niște grăsime și că biletul de loterie se lipise pătând scaunul din dreapta. A pus pizza pe masa din sufragerie cu biletul alături, spunând familiei să înceapă să mănânce fără ea pentru că se duce în garaj să curețe pata de grăsime. În timp ce era ocupată cu curățatul, soțul ei a venit către ea, alergând: Nu o să-ți vină să crezi! Biletul tău e câștigător! Aduceți-vă aminte că atunci când câmpul cuantic răspunde, o face într-un fel imposibil de prevăzut. Poate vă gândiți sigur că a câștigat milioane și a trăit fericită până la adânci bătrâneți. Nu chiar. Monica a câștigat 53.000 de dolari. Era fericită, mai curând uluită. Cei doi aveau exact 53 de dolari datorie pe cartea de credit și la împrumutul pentru mașină. Monica a fost foarte entuziasmată când ne-a povestit această întâmplare, dar pe urmă a recunoscut cu și retenie că data următoare, în loc să-și propună ca intenția să primească. Ca intenție să primească tot ce are nevoie, va alege să-și închipuie că nevoile îi sunt acoperite și că mai rămâne și ceva extra. Ce ilustrează povestea de mai sus este forța ce rezidă din creerea unei noi stări de a fi. Monic nu putea ajunge la un asemenea rezultat prin simpla închipuire că era o persoană nouă. Trebuia să pună acel sine nou în acțiune. Vechea Monique n-ar fi cumpărat un bilet de loterie, noua ei personalitate a intrat însă în consonanță cu comportamentul pentru a-și atinge obiectivul, iar câmpul i-a dat un răspuns cu totul neașteptat și totuși perfect adecvat. Deoarece Monique și-a format o nouă personalitate care nu pierdea ocaziile și se comporta diferit, aceasta a obținut rezultate noi și mai mult decât satisfăcătoare. Personalitate nouă, realitate personală nouă. Sigur că nu e obligatoriu să câștigați la loterie ca să vă schimbați viața. Ceea ce e obligatoriu însă este să luați decizia de a nu mai fi vechiul sine, să pătrundeți în sistemul de operare unde să lăsluiești acele programe inconștiente și ulterior să concepeți concepeți un plan de realizare a unui al sine, creierul coerent aplicații. Înainte de a încheia acest capitol, vreau să abordez un subiect la care m-am referit în antrenează ți creierul și anume, călugării Butiș din experimentul efectuat la Universitatea din Wisconsin. Acești supermeditatori aveau o capacitate de a intra într-o stare specifică undelor cerebrale coerente, care depășesc cu mult capacitățile majorității dintre noi. Când meditau asupra unor gânduri de iubire, bunăvoință și compasiune, coerența semnalului pe care îl transmiteau aproape că ieșeau din diagramă. În timpul studiului, în fiecare dimineață, aceștia meditau în timp ce cercetători de la, uh, le monitorizau activitatea de undă cerebrală. După aceea, erau trimiși afară în campus și în oraș să uh, aleagă ce doreau să viziteze muzee, să meargă la cumpărături sau orice altceva. După ce se întorceau la centrul de cercetări, li se scana din nou creierul, fără a intra mai întâi în stare de meditații. În modul uitor, în ciuda faptului că nu mai meditaseră rătate ziua și să supuși semnalelor haotice la care ne expune pe toți mediul exterior, aceștia și-au menținut modelul cerebral coerent pe care îl realizaseră meditând. Cei mai mulți dintre noi, când se confruntă cu abundența și confuzia stimulilor generați de lumea din jur, se retrag în regimul de supraviețuire și fabrică substanțele chimice de stres. Reacțiile respective de stres sunt ca niște factori de perturbare care distorsionează semnalele creierului. Din potrivă, noi ne propunem să aducem mai mult cu călugării despre care vorbeam. Dacă putem genera modele coerente de semnale, undele sincrone respective, o să descoperim că această coerență a semnalului se manifestă în ceva tangibil. Cu timpul, dacă puteți crea în mod așteptat o stare de coerență internă, așa cum făceau călugării respectiv, veți putea păși prin lumea de afară fără să mai suferiți de efectele autolimitative ale stimulilor perturbatori ai acestuia. Și din această cauză nu veți mai avea reacțiile reflexe care vă vor sau înainte să reveniți la vechiul și familiarul sine pe care sunteți atât de nerăbdător să-l schimbați. Practicarea constantă a meditației și crearea unei coerențe interioare vă va ajuta nu numai să mai scăpați de afecțiunile fizice ale trupului, dar și să avansați spre acel sine ideal pe care l-ați văzut cu ochii minții. Coerența dumneavoastră interioară poate contracara stările emoționale reactive, negative și vă poate permite să demontați Dememorați comportamentele, gândurile și sentimentele care le alcătuiesc. Odată ajuns în starea neutră, este mult mai ușor să vă angajați într-o stare superioară precum compasiunea, este mai ușor să invocați bucuria pură, iubirea și recunoștința sau orice altă stare emoțională superioară. Lucru adevărat pentru că emoțiile respective sunt deja profund coerente. Și atunci când ați trecut prin procesul de meditație și generați stări de undă cerebrală care reflectă această puritate, puteți începe să vă depășiți corpul, mediul și timpul, aspecte care produceau odată stări emoționale autolimitative. Veți înceta să mai fiți controlat de acestea, ba mai multe le veți controla dumneavoastră pe ele. Odată ce v-ați însușit cunoștințele, sunteți pregătit pentru experiența efectivă. Acum v-ați echipat cu cunoștințele necesare pentru a trece la meditație, următorul nostru subiect de discuție tratat în partea a treia, unde veți înțelege pe deplin ce veți face și de ce o veți face. Nu uitați că informațiile și cunoștințele sunt precursoarele experienței. Întreaga informație pe care ați citit-o și-a și găsit locul în carte ca să vă pregătească pentru o experiență revelatoare. Odată ce învățați tehnica meditației și o aplicați în propria viață, veți avea un feedback. În secțiunile care vor urma, veți afla cum să puneți în practică toate acestea și veți face transformări măsurabile în orice domeniu.